Doar atât vreau să vă aduc aminte în momentul în care Florin Vasilica a fost cumva băgat în toată povestea asta, a spus ceva atât de frumos încât m-a impresionat. A spus: spun, și dacă ar fi fost așa, aș fi fost onorat să-l am ca frate. Ar fi putut să zică altele, dar a zis-o cu așa o demnitate și cu așa, încât eu am reținut. Dar nu cred că era momentul acum să se facă public acel zvon care a circulat acum nu știu câți ani. Nu cred că este momentul acum ca vreun interpret de muzică populară să riposteze sau să aibă ceva de contestat la adresa doamnei Maria Ramonărescu. M-aș fi mândrit să n-am pe Petrișor fratele meu. Este păcat, este păcat că încercăm tot timpul să scoatem, așa cum am spus și mai devreme, senzațional din tragediile oamenilor. Am vorbit pe acest subiect și cu doamna Elize Stan și mi-a spus așa: Florine, trebuie să facem niște stâlpi în jurul numelui doamnei Marioara Mărărescu și să o apărăm. I-am spus că vin aici, i-am spus că m-ați sunat și de aceea mă retrag de acolo. I-am spus că vin și a zis: da, mamă, du-te tu și lămurește-o. Și trebuie să facem lucrul acesta, pentru că este păcat că se vorbește de oameni care sunt în imposibilitatea de a mai da o replică. Bravo. Măcar de a da o replică. Este vorba. Eu am trecut cu tata prin lucrurile astea, să știți. Da. Am stat stâlp singur în fața tuturor atacurilor pe care le-a primit numele tatălui meu. Da. Știți ce dureros este? Nu doresc nici dușmanilor mei să simtă lucrul ăsta. Venind din partea celor care îl știau, adică pretindeau. Din partea celor la care le-a dat o pâine de mâncat, ai, din partea autorităților locale ale unui județ care a căruia i-a făcut cinste. Și să știți că ne vom aștepta în continuare, dar noi, cel puțin eu, așa cum dumneavoastră ați jurat mai devreme un lucru, eu jur că voi sta stâlp și acolo unde se va vorbi despre doamna Marioara Mărărescu, pentru că îi datorez ceea ce sunt în ziua de astăzi. Pentru că am văzut colegi de-ai noștri, nu o să dau nume, da, de breazlă, care au ieșit acum și, vai, doamna Marioara, vai, și în timpul vieții doamnei Marioara, da, nu erau relațiile așa bune. Pentru că eu nu am așteptat să moară doamna Marioara Mărărescu ca să o apreciez, să o stimez și să o respect. Nu am acceptat lucrul ăsta. Nu accept să-i văd pe cei falși, care tot timpul când se întâlneau cu noi în spectacole, o bârfeau și că nu mă cheamă. Nu suport lucrurile astea.